Multe persoane urăsc insectele. Nu e de mirare. Aceste creaturi mici ne irită când zboară în fața ochilor, încearcă să intre în urechi și gură și mușcă neplăcut. Însă crede-ne, insectele pe care le vei vedea acum nici nu stau pe aproape cu cele pe care le cunoști tu. De la cele mai mortale omizi de pe planetă până la muște paraziți și principalul ucigaș în lumea insectelor. Astăzi o să-ți arătăm acestea și alte insecte neplăcute cu care mai bine să nu ai de-a facere. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Omidă pufoasă. Când o văd, mulți oameni cred că e doar un moțoc de blană, deoarece spatele său e acoperit cu păr lung. La stadiul incipient al dezvoltării sale, aceste fire de păr pot fi creți. Asta îi oferă un aspect blănos. Din acest motiv, omida arată frumos și neobișnuit, așa și vrei să o iai în brațe. Să o mângâi, însă nu e cazul. În spatele acestei frumuseți se ascunde ceva teribil. Firele de păr se rup ușor, intră în piele și rămân acolo. Pe lângă faptul că e neplăcut, aceste fire sunt otrăvitoare. Contactul cu omida pufoasă provoacă o sumedenie de simptome neplăcute. De la durerea pulsatilă ce radiază la sub braț până la greață și greutăți de respirație. În unele cazuri chiar sunt afectați ganglionii limfatici. O micuță pufoasă și drăguță, dar atâtea probleme! Însă și mai periculoasă e această omidă care trăiește în pădurile tropicale, livezi și grădini din sate a unor țări din America Latina. E Lanomia și ea deseori e numită cea mai periculoasă omidă de pe planetă și una dintre cele mai periculoase insecte din lume în general. Ca și omida pufoasă, Lanomia e acoperită cu fire de păr otrăvitoare. Sunt țevi pline cu venin. Ele străpung ușor pielea omului. După un astfel de contact, în sânge ajung toxinele care scad coagularea sa. Peste o perioadă de timp se dezvoltă sângerarea internă care poate duce la deces. Această omidă știe să se ascundă bine. E greu să o observi printre frunze sau pe scoarță. De aceea fii atent dacă ajungi în America de Sud. Acolo, de la veninul acestei insecte, mor foarte mulți oameni. Bine, faptul că aceste omizi sunt periculoase chiar uimește, nici nu te-ai gândi, însă de cine ne amintim când spunem cele mai periculoase și oribile insecte? Noi, de viespi. Ele, în general, sunt periculoase, însă viespea gigantică asiatică și mai mult. Viespea mandarinii, așa se numește, e cea mai mare și periculoasă viespe de pe planetă. Poate ajunge la 5 cm în lungime, cam de 3 ori decât viespele pe care le știm noi, și înțepătura acestui monstru la fel uimește. Se întinde pe mai mult de jumătate de centimetru. După cum înțelegi, va intra cu ușurință în orice om. În acest caz, jertfa va avea dureri mari, însă monstrul asiatic va spune că nu e îndeajuns, va continua din nou și din nou, deoarece acul nu se rupe. Când va termina, va zbura, iar jertfa va avea de suferit. În cel mai bun caz, totul se va finisa cu dureri, iar în cel mai rău, cu alergie puternică. Însă, asta nu e cel mai înfricoșător. Ei pot organiza invazii întregi. În anul 2013, ei practic au acaparat una din provinciile Chinei, au ucis mulți localnici și au provocat o sumedenie de probleme tuturor. Poliția și pompierii au fost nevoiți să le ardă, de altfel nici de cum. Pe lângă toate acestea, nici viespea mandarinii nu e atât de nebună ca albina africanizată. Următoarea insectă din videoul nostru de astăzi. Aceste albini pot fi ușor numite unele dintre cele mai rele creaturi de pe pământ. Nu e o insectă naturală, e un hibrid din diferite tipuri de albini. A fost creată în Brazilia. Oamenii de știință doreau să facă o albină perfectă și le-a reușit. Însă după cineva a făcut o greșeală, albinele au evadat din laborator și au ajuns afară ca în cele mai bune tradiții din filmele de groază. Albinele africanizate au început să se încrucișeze cu alte albini și peste câteva generații au devenit monștri. Ele s-au schimbat ca specie, au devenit mai puternice, mai agresive și au început să acapareze continentele. De la început au acaparat America de Sud, după au mers mai sus și mai sus, ca la scurt timp să ajungă în state în care există un pericol de epidemie din cauza invaziei lor. Mușcătura acestor albini e dureroasă și potențial mortală, dar cea mai rea e agresivitatea lor. Albinele africanizate deseori atacă oamenii și animalele fără niciun motiv, iar dacă un om va decide să se apropie de stup, va trebui să fugă destul de repede. Acești monștri zumzăitori îl vor crede cel mai mare dușman și îl vor urmări câteva sute de metri.
E uimitor! Chiar dacă în lume există albini de genul, mai sunt insecte care trimit cu mult mai mulți oameni pe cealaltă lume. În același timp, nici nu trebuie să fie agresive. Privește mai departe ca să afli despre ele, la fel să vezi cele mai înspăimântătoare muște ale planetei și de ce ploșnițele sunt atât de periculoase. Musca Olfartia magnifica. Nimănui nu-i plac muștele. Mereu zboară, fac zgomot, e greu să le prinzi și multe alte probleme. Oricum, nu ai de ales. Rămâne să sperăm că nu ne vom întâlni cu această muscă. Aceste insecte sunt răspândite la sudul Europei și Federației Ruse, Africa de Nord și China. Sunt caracterizate prin înmulțirea în corpurile animalelor. Anume, această caracteristică reprezintă o amenințare pentru animalele de casă și oameni, deoarece ea poate depune larvele sale în rana lor. O zgârietură sau mucoasă, după, larvele vor începe să mănânce țesuturile și mușchii din interior. Prin asta vor provoca durere, iar pe locul unde s-au cuibărit va apărea tumor și supurație. Groaznic! Ce ziceți de niște gândaci? Desigur că sunt mai buni decât muștele, însă nici pe departe drăguți și inofensivi. Gândacul Blister e un adevărat coșmar. Este deseori numit cea mai periculoasă insectă din Federația Rusă. Blisterul e o insectă mare de dimensiunea falangelui degetului arătător. E răspândit în mai multe regiuni din Federația Rusă. Populează regiuni de stepă, însă îl poți întâlni și în deșerturi sau semideșerturi. Nu au contact apropiat cu oamenii, însă totuși există. Gândacul poate cădea pe noi de pe copac sau ne poate lovi în zbor. Insecta are în sânge veninul cataridin. Din cauza stresului, el va secreta o cantitate mică. Veninul e capabil să deterioreze pielea. În locul contactului se va forma o arsură sub formă de o bulă de apă. Cel mai des suferă fața, gâtul, mâinile. Dacă contactul va fi mai strâns și consecințele mai grave, dacă și gândacul și veninul ajunge în organismul omului, poate fi o intoxicare. Timp de 10 minute după contact, încep să ardă buzele, cavitatea bucală și faringele. Se pot forma ulcere, iar limba să se umfle. Toate se completează cu dureri de burtă și grețuri. Nici nu e de mirare că acest monstru a fost utilizat în antichitate ca o travă. Dacă gândacul Blister e numit cea mai periculoasă insectă din Federația Rusă, atunci să vedem care e cea mai periculoasă din lume. Un adevărat ucigaș, dar de ce demonstrăm imaginea unui țânțar? Noi ne întâlnim vara, trăim într-o cameră, toți sunt vii, dar vorbim de unul de malarie, indiferent de faptul că nu e agresiv și nici mare. Statistical, anume, el e cea mai mortală insectă de pe planetă. Ba mai mult, în lume, aceiași rechin, hipopotam, lei sau șerpi omoară de sute de mii de ori mai puțini oameni. Țânțarul de malarie răspândește malaria, e clar din denumire, poți nici nu observa mușcătura, iar omul deja va fi purtătorul acestei boli periculoase. Luând în considerare că e întâlnit cel mai des în țările africane, unde nivelul de medicină nu e prea mare, procentul mortalității de la mușcătura lor înfricoșează. 100.000 de decese doar în Africa și mai mult de 200 de milioane de infecții anual în toată lumea. Acum e clar de ce oamenii de știință din toată lumea doresc să dezvolte un vaccin unic de malarie, numai puțin decât un vaccin de la HIV-SIDA sau un medicament care ar trata cancerul. Din fericire, procesul s-a finisat cu succes. În octombrie 2021, OMS a aprobat primul vaccin de malarie. Musca țețe. Iată încă un ucigaș. Poate nu ca țânțarul precedent, însă e foarte periculoasă. Dacă țânțarul răspândește malaria, atunci musca tirpanosom, o boală a oamenilor și animalelor, boala somnului, e una dintre cele mai grave consecințe a înțepăturii sale. Febră, dureri în articulații, se schimbă treptat cu o stare de confuzie, după vine moartea. Așa decurge boala dacă nu e tratată. Trebuie să fim atenți cu ele, însă uneori e imposibil. Acești monștri sunt la fel de agresivi ca albinii africanizate. Ele deseori atacă și mușcă fără niciun motiv, iar tot ce se mișcă e un dușman și o amenințare. Triatomenae. Nu arată deloc drăguț și plăcut. Nu am vrea să ne întâlnim cu aceste ploșnițe vreodată, însă ele da, pentru că iubesc să se sărute. Știi unde? Pe buze. Dacă crezi că totul se rezumă la un sărut, atunci te greșești. De altfel, nu am povestit despre ele. În cazul unei înțepături, aceste insecte transmit omului paraziți. De aici, febră, dureri de cap, slăbiciune. Asta înseamnă că sărutul a fost intens, ca și în cazul bolii somnului. Trebuie de tratat imediat. De altfel, jertfa va deceda. Anual, din cauza acestor ploșnițe mici, mor mii de oameni, ceea ce îi face killer cu rezultate bune. Trăiesc în zonele tropicale din America Centrală și de Sud. De aceea, să ai grijă dacă mergi pe acolo.
Îți plac animalele sălbatice, locurile necucerite de oameni și vrei să vezi cum funcționează de fapt legea junglei? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii vouă de care insecte vă este frică cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!